Bună ziua, dragii mei! Bine v-am găsit la o nouă ediție Cenaclul după 9. Este foarte important să știm de ce se numește Cenaclul după 9, pentru că deja am ajuns la ultimul episod din prima serie. Sunt mai multe motive pentru care se numește după 9, dar cel mai important este că vârsta aproximativă la care vom citi cărțile este de 9 ani. Bineînțeles, puteți să le citiți și la 6, 7, 8 ani sau chiar 12, 13 ani. O carte care nouă ne-a plăcut foarte mult este Fetița care voia să salveze cărțile, de Klaus Hagerup și Lisa Aisato. Este o carte care ne-a impresionat foarte mult și pe care am pus-o într-un colț special din suflet. În topul cărților pe care le-am citit până acum, care sunt 9. Astăzi vom avea o ediție specială în care ne-am unit două clase, clasa a treia și clasa a patra, și o să citim, o să cântăm, o să dansăm, o să interpretăm și o să ne bucurăm. Nimeni nu mă poate contrazice când spun că magia cărților ne aduce fericul și în viața noastră de zi cu zi. Așa că haideți să ne facem viața magică! Vă voi citi un fragment din cartea Fetița care vrea să salveze cărțile în spaniolă. Ana pensaba, si los libros que no estaban leídos estuvieron destruidos, la gente también había desaparecido de estos textos, como una hoja de otoño que se seca. Luego se desmorona y se echa polvo. Después se disipa en el viento, para siempre. Fue horrible pensar en esto. Ana era cerca de estallar en lágrimas, pero después se puso enojada. Tenemos que guardar los libros, ha dicho. Gracias. Gracias. Ana no era fricoasă de felul ei, dar era ceva care o frământă. Într-o noapte a avut un vis urât. A visat că era bătrână. Întâi s-a chircit și s-a răsăcit ca o frunză toamnă. Pe urmă s-a fărmințat și s-a făcut pulbere. Apoi a risipit-o vântul. Ana nu vrea să crească mai. Cel mai tare se întrista de ziua ei. Nu mai era mult până la următoarea ei aniversare. Curând avea să fie o fetiță de 10 ani împliniți. Gândul acesta o speria. Singurul lucru care o mai liniștea erau cărțile pe care le citea. Pentru Ana, cărțile erau mai adevărate decât viața. Dacă murea cineva într-o carte, putea oricând să o recitească de la început. Și atunci oamenii care muriseră erau din nou în viață, la fel de vii ca și ea. Ana iubea cărțile, citea toată ziua. Citea dimineața, înainte să se scoale din pat. Citea seara, înainte să meargă la culcare. Citea noaptea, după ce se băga în pat. Când intrau mama sau tatăl ei, se prefăcea că doarme. Dar nu dorme. Citea sub plăcumă. Și-a făcut sute de noi prieteni în cărți. Erau și câțiva care nu-i plăceau. Dar asta-i viața. David, ce se întâmplă în continuare? Un om bătrân distruge cărțile și face loc pentru unele noi. Deoarece le distruge pentru că sunt vechi și nu le citește nimeni. Cum o face acest lucru pe fetiță să se simtă? O face să se simtă foarte tristă. Ana se gândea dacă volumele care nu erau citite erau distruse, aveau să dispară și oamenii din cărțile acelea. Ca o frunză în toamnă, care se ofilește. Pe urmă se fărmițează și se face pulbere. Apoi se risipește în vânt, pentru totdeauna. Era groaznic să se gândească la asta. Ana era aproape să izbucnească în plâns, dar pe urmă s-a înfuriat. Trebuie să salvăm cărțile, a spus. Am o roabă, spuse domnul Munson, pot să-ți o împrumut. Au
umplut roaba cu cărți, iar Ana s-a grăbit să plece. Doamna Monson a rămas în capul scărilor și i-a făcut cu mâna. Dar nu era singură. Lângă ea stătea Molton Berg. El nu flutura din mână. Ana avea ochelari cu dioptrii puternice și a văzut că Milton zâmbea. Amândoi zâmbeau, chiar dacă împreună trebuia să fi avut peste 100 de ani. Trebuie să salvăm cărțile! Trebuie să salvăm cărțile! Trebuie să salvăm cărțile! Trebuie să salvăm cărțile! I'll smile, don't know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah, yeah. Toate cărțile din lume. Ca să salveze cărțile, le-a împrumutat pe cele ce urmau să fie distruse și le-a citit pe toate penele suflate. Prietenii noi își face de fiecare dată când răsfoiește o carte. E fericită tare când poate ajuta ca ei să trăiască veșnic în viața asta. Când nu am mai putut să răsfoiască cărți, a trebuit să facă pauză de la citit. Atunci îi a apărut pădurea fermecată. De îndată început să răsfoi pe toată. Povestea fără sfârșit trebuia continuată. Oare știe cineva de pagina ce lipsea? În cartea fermecată, sfârșitul trebuia scris de fiecare în parte, așa cum și-l dorește. Yeah.
Your hair's under my pillow, so I sleep. And I'm dreaming of you, with the roses on my feet. I'm obsessed with you in a way I can't believe. When you wipe your tears, do you wipe them just for me? I hope a trap boy's your type. Why? Cause I don't have a 9-to-5. Alright, I get that your standard's high, but I'm not a random guy, I'm different. Literally, when I write my rhymes, you say you don't like that line, I'll switch it. Calm. You said you don't like my life, you said you don't like my guys, you're tripping. You're tripping. Alright. Bad one and she photogenic. Right. Instagram got a lot of impressions. Uh-huh. She think I'm a G and I don't need love, but I need some fuck affection. If I fell off tomorrow, would you still love me? Man, I got 21 questions. Like in a trap with the cats domestic, she doing lashes, something cosmetic. They shot their shot, she read it, they slid in the DM with something generic. She don't even like going out, got a new outfit, but nowhere to wear it. Right. She think that I'm being disloyal when I'm in the street with a couple of kids. Mama spunea, fată, vezi că nu berea, dar eu-mi provedeam deloc așa. Mama mi-a tot zis să te ții, mi-au descris muzica ta de basava. Mama, te-am crezut, mi-a fost frică de necunoscut, dar timpul a trecut, uite mama ce-am făcut. Mamă, mi-este dor, dorul știi că nu-i ușor și te voi suna după piesa asta. Du-mă, vântule, unde-mi sunt gândurile? Du-mă acasă, du-mă, du-mă acasă. Du-mă, valetor, unde nopțile nu dor? Du-mă acasă, du-mă, du-mă acasă. Du-mă, plaie tu, acolo unde grijă nu uzi. Du-mă acasă, du-mă, du-mă acasă. Uită-mă puțin să nu mă mai simt străin. Du-mă acasă, du-mă, du-mă acasă. Bine zile, s-a părut minunat să citească, dar după 4 săptămâni a început să fie cam mult pentru el. Căpătase 364 de prieteni noi. Alți 18 nu-i plăceau. Nu mai rog pentru alți oameni în viață, mintea s-a gândit Fetița. Am cunoscut prea mulți, prea repede. Nu mai pot să citesc deocamdată. Dar a ajuns acasă, a răsturnat cărțile pe poteaua din camera ei și s-a așezat pe pat. Da, da, și-a zis ea, acum pot să încep. Și asta a făcut. A citit și a citit și a citit. Până când a dormit și a visat toți prietenii noi pe care îi și-a făcut citit. Trebuie să iau pauză de la citit. Păcat, a spus doamna Monson. Am încăiat o carte care stătea pe masă din fața ei și a oftat. Ce carte e asta? A întrebat Ana. E o carticică, a răspuns doamna Monson. Sunt sigură că o să-ți placă. Despre un băiat căruia i s-a întâmplat ceva uimitor. Mai era doar o pagină din carte. Ana a respirat adânc, apoi a dat pagina. Dar nu era nimic acolo. Pagina era goală. Sfârșitul cărții dispăruse. Cel care scrisese pe durea fermecată se numea Val de Marseille. Băiatul despre care era vorba în carte se numea și el tot Waldemar. Și el se temea să îmbătrânească la fel ca Ana. Era aproape ca și cum Ana ar fi citit despre ea însă. Waldemar locuia chiar lângă pădure. Bunica lui îi spunea că pădurea e fermecată. Era groasă, nu se putea să gândit Ana. Cartea nu se putea termina așa. Cred că rog cineva ultima pagină. Nu a reușit ca la doamnă. Se gândea la pădurea. Pleca.
se tot întreba ce i-a spus bunica lui Walderman mare. A încercat să se gândească la ceva fantastic, dar nimic fantastic nu i-a venit în minte. Câștiga la loterie? Oare a devenit ministru sau cel mai bun fotbalist din lume? Sau poate era doar fericit, era un mister. Un carusel de emoții, așa aș putea să descriu cenaclul de astăzi. Am citit, am dansat, am cântat, ne-am bucurat de o carte care are un loc special în inimile noastre, Fetița care voia să salveze cărțile. Vă așteptăm data viitoare la o ediție românească a cenaclului după nouă, cu tot ceea ce înseamnă frumos și lectură. Și nu uitați, arta este cea care ne va salva.